Comisia Europeană obligă guvernul să păstreze pragul de 9,4% din PIB pentru pensii. Oficialii europeni arată într-un răspuns pentru G4 Media că plafonul face parte din reforma sistemului public de pensii și că un obiectiv al noii legislații convenit prin PNRR este menținerea stabilă pe termen lung a cheltuielilor publice brute totale cu pensiile. Ba chiar există și un mecanism prin care acest plafon ar putea fi micșorat pentru a frâna excesul cheltuielilor publice. Mai multe ne spune profesorul Mircea Coșa. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Domnule Coșa, dacă ne auzim, bună dimineața. Alo? Da, bună dimineața, domnule Coșa, dacă ne auzim. Da. Bună dimineața. Ce bună înseamnă dimineața. Așadar acest lucru, faptul că Comisia Europeană obligă guvernul de a menține acest prag de 9,4% din PIB pentru pensii? E o complicație în plus. Sunt o perioadă în care poate cel mai important element pe care caracterizează politica acestui guvern este haosul care s-a creat în ceea ce înseamnă politica pensiilor. Noi nu mai știm ce să credem. În fiecare zi există altă voce, alt lider, alt partid care vorbește de diferite sume, diferite procente. Deci haosul este general, iar această hotărâre a Uniunii Europene sau decizie sau recomandare, nu știu încă, n-am informații necesare, complică și mai mult lucrurile, pentru că la noi este o absolută părere generală că pensiile militare nu sunt pensii speciale. Cei care reprezintă asociațiile pensionarilor militare militează de mult timp în direcția asta și cred că au dreptate. Există cu totul alt sistem în legătură cu pensiile militare, nu sunt pensii speciale. Deci două lucruri trebuie să fie foarte clare. În primul rând că de aproape 9 luni de zile noi, populația acestei țări, suntem, a spune eu, duși în eroare de declarațiile aproape zilnice a domnului ministru al muncii, care spunea că se poate renegocia PNRR-ul și că nu avem nicio problemă, după aceea domnul prim-ministru se va duce la Bruxelles. Domnul prim-ministru a fost la Bruxelles, dar nu s-a întâmplat nimic. Deci trebuie să trăim cu această realitate și anume că PNRR-ul, bun sau rău, mai degrabă rău, așa cum este el, nu poate fi renegociat, trebuie să respectăm regulile dacă vrem să accesăm banii care trebuie să ne vină. În al doilea, trăim într-o lipsă de predictibilitate care începe să fie periculoasă. Noi nu știm ce se va întâmpla mâine, nu știm pe ce venituri cum putem conta mâine sau poi sau la sfârșitul acestui an. Se termină acest an, iar guvernul încă nu a stabilit un punct de vedere comun în legătură cu procentul de creștere a pensiilor, procent care este extrem de interesant pentru toți care au pensii, pentru că știu cum să-și guverneze, cum să-și gospodărească veniturile până la sfârșitul acestui an. Tocmai asta vreau să vă întreb, domnule Coșa. Nu știu ce să cumpere de Crăciun cu banii pe care o să-i aibă. Da, tocmai asta vreau să vă întreb, la ce să se aștepte pensionarii din România, pensionarul de rând care se uită acum la noi la televizor, pentru că nu înțelege nimic, așa cum ne spuneați și dumneavoastră. Da, este o politică care nu știu dacă este voit să fie așa, adică să fie imposibil de înțeles la nivelul cetățeanului sau dacă este lipsă de ce să vă spun eu, de știință a conducerii, a reglementării unor probleme care sunt esențiale pentru această țară în acest moment. Deja frigul a început, deja facturile nu vor fi mai mici, pentru că plafonarea la 1,30 lei va ridica costul. Nu mai vorbesc de alte probleme care sunt tot timpul în ascensiune la prețuri. Alimentele de bază cresc aproape zilnic, nu foarte mult, dar cresc. Degeaba ni se spune de la Banca Națională că suntem într-o perioadă în care ne putem aștepta la o plafonare a inflației. Lucrul ăsta nu se vede, inflația crește. Avem probleme mari în legătură cu ritmul de dezvoltare. Uniunea Europeană ne prognozează ritmuri mici pentru perioada care vin. Deci situația economică este destul de complicată. În aceste condiții, populația trebuie să știe ce așteaptă. Trebuie să aflăm niște vești sigure. Trebuie să fim guvernați. Da. Nu putem să mergem mai departe când un partid al coaliției vorbește una, iar celălalt vorbește altceva. Noi, cei care suntem pe stradă, oamenii acestei țări, în cine să credem? Cine ne protejează? Profesorul și analistul economic Mircea Coșa, vă mulțumesc foarte frumos pentru această intervenție. Mergem mai departe.